Carantina pentru bolnavii de COVID-19 a fost redusă chiar de la începutul acestui an. Perioada se rezumă la 5 zile pentru vaccinați și 10 zile pentru cei nevaccinați. De asemenea, s-au schimbat regulile și pentru contactii imunizați. Persoanele vaccinate care sunt contacți direcți ai unor pacienți COVID stau în carantină 5 zile, iar cele nevaccinate 10 zile, potrivit unei hotărâri aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Aceeași perioadă de carantină se aplică și persoanelor nevaccinate care intră în țară din zonele cu risc epidemiologic fără să prezinte un test negativ COVID-19. Conform legislației în vigoare, începând cu data de 9 ianuarie anul curent, se instituie măsura izolării la domiciliu pentru persoanele confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 pe o perioadă de 10 zile pentru persoanele nevaccinate și 7 zile pentru persoanele vaccinate cu schemă completă. De asemenea, se instituie măsura carantinării pentru persoanele care sunt în contact direct cu o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2 pe o perioadă de 10 zile, dacă acestea sunt nevaccinate și nu au trecut prin boală în ultimile 180 de zile, și pe o perioadă de 5 zile, dacă persoanele sunt vaccinate sau au trecut prin boală în ultimele 180 de zile. Până acum, românii vaccinați nu stăteau în carantină dacă erau contacți ai unor persoane infectate cu COVID-19. Pentru Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Elveția, cei care vin din zona verde sau galbenă sunt scutiți de carantină. Dacă au schema completă de vaccinare, au trecut prin boală în ultimele 180 de zile sau au un test PCR făcut cu cel mult 72 de ore înainte. Pentru cei din zona roșie, este valabil doar vaccinul sau trecerea prin boală. De asemenea, sunt scutiți de carantină cei care au test negativ și stau mai puțin de 3 zile pe teritoriul României. Copiii sub 12 ani nu au niciun fel de restricții, iar cei cu vârste între 12 și 16 ani trebuie să aibă test PCR negativ.